fie rost de băutură și voie bună în acest weekend în Parcul Central din Cluj-Napoca. 10 de producători de vin s-au gândit să întâmpine toamna cu un festival al vinului. Așa că dacă sunteți iubitori ai licorii parfumate și aromate, puteți da o fugă să degustați diferite soiuri de vinuri. Și dacă tot sunteți acolo, treceți și pe la standul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Aici nu veți găsi băuturi alcoolice, dar puteți cumpăra fructe autohtone la preț bun și poate găsiți și niște remedii pentru mahmureală. Fructe, avem aici, avem plante aromatice și iaurt. Eu sunt pe cu fructele, avem mere, pere, prune, mere avem de 4 soiuri, topaz, florina, gala și parmen. Prune avem 2 soiuri, Stanley și tuleu gras. Stanley puțin mai acrișor, e dulce acrișor. Tuleu gras, un soi de prune mai dulci, mai moi, care se folosesc în general la gemuri, la dulcețuri și compoturi. Avem pere. Pere avem actualmente numai un soi, Williams. Suntem aici zilele acestea cu iaurtul Gourmeticus Academicum, un brand USMV, o alternativă sănătoasă la iaurturile din comerț, din lapte de vacă și cu culturi lactice, atât, fără nimic adăugat. Și vă așteptăm să-l încercați. Dacă nu aveți nevoie nici de fructe, nici de iaurt, poate plecați acasă cu câteva ghivece de plante aromatice sau cu niște sticluțe cu uleiuri volatile. Avem mai multe varietăți de aloe, aloe vera, aici și un exemplar mai frumos, rozmarin, melisa, salvie, busuioc roșu, și salvie. Și avem și o parte de plante procesate, ulei volatil produs la Universitatea de Științe Agricole și apă de lavandă ca și produs secundar. În continuare o să avem o gamă mai variată de uleiuri. Intenționăm să ne facem o colecție de uleiuri volatile din mai multe plante. Momentan am procesat anul acesta mentă și salvie. Festivalul vinului se încheie duminică.